Rămânem ancorați în frumosul univers al patrimoniului, doar că de la țesut trecem la brodat. Mă bucur din toată inima să o salut pe fondatoarea comunității Ciocârlia, Diana Roșca. Bună dimineața, Hristos a înviat! Bună dimineața, Diana a înviat! Te văd îmbrăcată într-o ie pe care cu siguranță ai creat-o tu. Da, este o cămașă cu 100 de mili. Așa, în cât timp ai realizat-o? Pentru că noi, cei cu ochiul neformat în acest domeniu, privim că e frumos, e drăguț, dar mai puțin ne dăm seama câtă muncă stă în spatele acestei. Deci, cămașa care o port astăzi, am cusut-o repede. Repede. În vreo 5 luni de zile, asta este un termen rezonabil pentru o cămașă. Dar fiind faptul că am folosit o tehnică de cusut simplă, să spunem așa, la fir, care este foarte spornică și de asta cumva s-a cusut repede cămașa. Dar sunt mai multe, da, metode? Da, sunt mai multe, desigur. Sunt mai multe tehnici de cusut și dacă le combinăm mai multe tehnici, respectiv obținem o cămașă mult mai complexă și necesită mai multă migală și mai mult timp de lucru. Foarte frumos. Apropo, hai să vorbim un pic despre această comunitate frumoasă și care ține și creează patrimoniu în același timp, Ciocârlia. Cine face parte din familia voastră? Deci Ciocârlia s-a fondat acum 4 ani în urmă în satul Costești, raionul Ioloveni. Eu sunt din satul Costești. Eu fiind pasionată de cusut, am încercat să-mi găsesc femei care gândesc ca și mine și le-am atras în activitatea mea. În fiecare an, când avem aniversarea noastră, noi încercăm să sărbătorim cumva. Primul an am fost și am făcut o sesiune fotografică, primele cămăși create. În fiecare an scriem câte un proiect unde atragem și tineri și copii în activitățile noastre. Scopul nostru foarte principal și important este să atragem tânăra generație. Vrem să scoatem broderia din clișeul că este o ocupație pentru generația a treia. Așa, este, că nu e învechită. Nu este învechită. Din contra, noi suntem cei tineri. Noi avem și vedere bună, avem și condiții, putem cumpăra materiale, putem să le combinăm, avem gust artistic și este foarte important ca tinerii să fie implicați în aceste activități. Și de asta, în fiecare an, facem activități cu tinerii și cu copiii. Hai să vorbim un pic despre modalitatea inedită prin care marcați aniversare și, mai exact, să vorbim despre evenimentul de ieri, de la Costești. Cum au perceput vizitatorii aceste opere de artă pe care le-ați expus și de ce ai ales anume această modalitate de a marca un nou an de Ciocârlia? Deci evenimentul de ieri a fost o aniversare a 4 ani a comunității și nu a fost doar o expoziție, ne-am propus să aducem o informație către membrii comunității, membrii importanța comunității, deci noi am invitat la eveniment cadre didactice, oameni de valoare din sat ca să facă cunoștință cu costumul tradițional și cum ar trebui să fie purtat acesta. Noi am avut un seminar de circa 30 de minute unde oamenii din sală au putut face cunoștință cu costumul tradițional. De ce am ales această metodă? Noi avem foarte multe cărți, din păcate toate sunt cam academice și este mai dificil să le studiezi. Iar noi, ca comunitate, care am răsfoit din nenumărate ori aceste cărți, am găsit o modalitate mai simplă de a aduce la oamenii de rând această informație. Așa e mult mai accesibil, într-adevăr, ca să vezi, să înțelegi. Exact. Și respectiv acest seminar a fost completat cu expoziția noastră de cămăși cu sute în cadrul comunității timp de 4 ani de zile. Câte ați acumulat, apropo? Duceți... Da, cred că avem vreo 20 de cămăși, dar foarte important este că membrii comunității noastre nu cos doar pentru ei. Cumva se axează pe familie. Dacă și-a cusut ție o cămașă, urmează pentru cineva. Cine este căsătorit, face pentru soț, pentru copii. Cine nu este, de exemplu, tinerii, că avem fete de 18 ani, coase pentru mama, coase pentru frate. Și astfel formează o legătură mai strânsă cu membrii familiei. Deține cineva oare recordul pentru cele mai multe cămăși brodate? Avem în comunitate o fată, Cristina Zagornean, care vreau să spun că este una dintre cele mai rapide la cusut. Deci ea coase cămăși foarte complexe, foarte gingașe și în timp record. Deci Cristina este o adevărată descoperire pentru comunitatea noastră și o adevărată perlă. Dar în general nu prea există întrecere. Fiecare cumva are ritmul său, fiecare simte
cum să facă, cât să facă și când să facă. De asta nu prea există întrecere între doamne. Și aici ajungem exact la momentul despre care discutam înainte de a intra în direct. E nevoie să simți acest lucru. Nu trebuie doar să o faci de dragul brodatului sau că vrei să demonstrezi cuiva ceva. Trebuie să ai cumva și un har al trebuie să ai o motivație interioară. Așa. Din interior vine totul. Și când apare această motivație, știi ce vrei să faci, cum vrei să faci și când să fie gata. Pentru că sunt doamne care își pun un termen, de exemplu, la ziua fiicei. Eu aveam până nu demult obiceiul, în fiecare an de ziua fiicei se fac câte o cămașă nouă. Da? Acum o aștept să mai crească un pic, să-i fac una de adolescent deja. Aha. Dar există diferența, apropo? Da. Cămășile de copii sunt foarte colorate, sunt viu colorate. Pentru adolescenți, pentru fetele care se pregătesc deja să intre în sfera măritișului, să spunem așa, ele devin mai roșii, devin mai un pic mai vii, să spunem așa, nu mai sunt așa de copilărești. Și deja ulterior, cât se înaintează în vârstă, cămășile captă diferite mai forme, mai stăpânite, să spunem așa. Păi, da. Bine, să presupunem că o tânără din Republica Moldova are dragoste față de tot ce numim noi tradiție, cămașă, ie, deci îi place. Vrea să se apuce de treabă, dar nu cunoaște care este semnificația simbolurilor sau nu știe cum trebuie să fie structurată o cămașă. Poate primi asistență, consiliere ca să facă lucrurile așa cum scrie tradiția? Cu siguranță, la noi în comunitate accesul este liber. Uh-huh. Mai mult decât atât, am început să facem întâlnirile acestea și la Ialoveni, la Centrul de Cultură, ca să atragem și mai mulți oameni sau, să spunem așa, era cerere și respectiv ne-am dus ca să ajutăm și alți oameni. Avem caz în comunitatea noastră când cineva din diaspora a cusut doar online. Wow. Și primea consiliere online, dacă spunem așa, și a terminat o cămașă, a făcut o cămașă perfectă. Deci, impresionantă poveste. E de ajuns să se întrebi și noi venim în întâmpinare. Și acum hai să dezvoltăm acest subiect. A fost cerere, vin tineri. Și cumva pentru multă lume asta sună ciudat. Noi suntem obișnuiți să trăim cu mitul ăsta că e învechită tradiția, că nu mai e la modă. O bună perioadă de timp lumea opta pentru ia stilizată, pentru cămășile astea care sunt și mai accesibile ca și preț. Asta înseamnă cumva că avem o șansă să revenim la ce ne este nouă scris în rădăcinile ADN-ului? Într-adevăr a fost o perioadă. Eu cred că asta a fost perioada părinților mei, când se dorea cumva o schimbare majoră în viață, de asta s-au renunțat la tradiții. Noi, generația noastră, să zicem așa, avem o viață mai îndestulată, respectiv avem timp să medităm asupra cine suntem noi. Seminarul de ieri a fost, apropo, legat de cămașa strămoșească, veșmânt identitar, pentru că de la asta pornim, de la identitate. Și mai ales în contextul globalizării, când toți își mută traiul oriunde lumea asta, încep să-și pună întrebări, dar cine suntem noi? Cine suntem noi aici, în contextul ăsta, unde sunt atât de multe culturi, atât de diferiți și încerci să-ți pui întrebarea. Și ceea ce facem noi vine ca un răspuns la aceste întrebări. Și da, tinerii de astăzi sunt mult mai interesant, mai curioși, aș spune eu, față de tradiții decât generațiile un pic mai învechite. Fie generațiile mai vechi au primit cumva asta și au luat-o ca ceva acatării, care nu trebuie să depunem efort, și nu au pus multă valoare pe asta, pe când generațiile noi se duc la bunei acasă și încep să le dai întrebări care niciodată nu le-au și dat. Și momentul în care intră în casa mare, fac niște ochi super superfiat și se îndrăgostesc pe loc de ceea ce văd. Acum vreau să vorbim un pic și despre o conferință științifică, România și Republica Moldova, Patrimoniu Cultural și Destin European Comun. Este o conferință la care ai participat și vreau să-mi povestești un pic despre subiectul abordat în cadrul acestei conferințe și despre importanța unor astfel de evenimente. Am participat la acest eveniment la invitația unui profesor de-a meu, Mihai Băț, împreună am mers la această conferință. Deci subiectul nostru a fost pe simbolistică. Încercăm să găsim aceste conexiuni simbolice dintre
care le găsim pe costumul tradițional și care le găsim inclusiv în, pe artefactele arheologice din epoca ferului, de exemplu. Aha. Și încercăm să intrăm în esența culturilor, pentru că simbolurile care noi astăzi le folosim au puțin în comun cu spiritualitatea din ziua de azi, respectiv noi de undeva le-am moștenit. Exact. Le-am moștenit de la oamenii străvechi și încercăm să intrăm în gândirea lor, să spunem așa, în modul lor de viață, ca să înțelegem ce semnificare au aceste simboluri și cum au ajuns până în ziua de astăzi la noi. Da, este chiar un subiect care merită să fie discutat și dacă ar fi să-mi spui din propria ta experiență sau din câte cunoști tu, care este cel mai vechi simbol utilizat și care rămâne a fi unul autentic pe cămășile tradiționale? Rombul, cu siguranță rombul este cel mai vechi, cel mai... este unul general, da? Este un simbol al fertilității. Dar se găsește și la multe popoare. Un simbol foarte specific pentru noi este coarnele berbecului, foarte des întâlnit și eu am avut și eu aceleși întrebări de ce coarnele berbecului. Pentru că noi, strămoșii noștri, s-au ocupat cu păstoritul, respectiv cine avea gospodărie mare, cei care dețineau mai multe oi. Dar cine deținea mai multe oi? A cărui berbec era fertil, să spunem exact. Așa. Și berbecul era un fel de totem al strămoșilor noștri. De aici, coarnele berbecului este un simbol al fertilității masculine și se coase intens pe cămăși, mai ales pe cămășile femeilor măritate, cu speranța să rămână însărcinată și așa mai departe. Așa, ca să continue neamul, probabil aici am putea face deja și o legătură cu procesul de transhumanță. Da, deci istoria noastră poate fi citită pe o cămașă tradițională, pentru că este într-adevăr un element de identitate. Dar dacă vorbim în materie cromatică, care ar fi culoarea cea mai utilizată pe cămășile din spațiul nostru? În spațiul nostru, în general, cămășile au fost colorate, deci diverse culori. Au fost o perioadă când s-a folosit mai mult negru și roșu, dar acesta nu este un argument ca să coasem astăzi cămășile doar în negru și roșu. Uh-huh. Ideea era că negru și roșu era cea mai ieftină ață, deci la dughene era mai rezonabil să aducă doar roșu și negru decât să aducă mov, de exemplu. De asta am avut acest segment în care s-a purtat foarte mult negru și roșu. Dar, în general, cămășile noastre sunt foarte colorate, deci trebuie să avem doar curaj, să respectăm cu siguranță compoziția și regulile unei cămăși autentice, dar să dăm frâul liber creativității. Diana, eu îți mulțumesc din toată inima că ai venit în această dimineață. Îți mulțumesc pentru efortul pe care îl depui alături de celelalte membre ale comunității Ciocârlia în promovarea tot ce avem noi mai frumos și crearea patrimoniului. Te mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc.